Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că nu mai eliberează adeverințe de asigurat, deoarece medicii au la dispoziție un sistem informatic cu ajutorul căruia pot verifica starea de asigurat a pacienților. În ciuda acestui fapt, mulți medici nu fac aceste verificări și îi trimit pe pacienți tot la casa de asigurări unde cozile sunt infernale. Sistemul informatic unic integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate are ca scop îmbunătățirea substanțială a sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate din România prin colectarea și gestionarea informațiilor economice și medicale necesare funcționării eficiente a sistemului Asigurărilor de Sănătate, transparența privind controlul și gestionarea fondurilor bugetare ale CNAS, evidența persoanelor asigurate și a furnizorilor de servicii medicale prin crearea și administrarea, Registrului Național al persoanelor asigurate și a Registrului Național al Furnizorilor de Servicii Medicale. Pentru prima dată vor exista registre și baze de date naționale care vor conține toate datele și informațiile necesare unei evidențe riguroase la nivelul întregului sistem, permițând identificarea unică a fiecărui asigurat, condiție esențială pentru reducerea erorilor din sistem. Acest sistem ar trebui să ușureze munca medicilor și să reducă cozile de la ghișeile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.